studioul Național FM a intrat un domn, prenumele său Grigore Vieru, un nume foarte și foarte notoriu și acest nume de fapt este reprezentat de o persoană care este vicepreședintele Camerei Tinerilor Antreprenori GSI Chișinău. Grigore, bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit în studioul Național FM, ați mai fost la radiouri, ați mai vorbit de chestii de business, de economie? De business, economie am mai vorbit, dar nu la radio. Nu, da unde? La TV. La TV, așadar da. Ați fost invitat ca un expert în vreo problemă oarecare în... Mai mult ca economist, până la expert este mult de muncit. Așadar, bineînțeles că totul vine cu kilometrajul parcurs și bineînțeles că și expertul în domeniu tot nu poate fi foarte, foarte greu de obținut acest determinativ. Mă rog, așadar, ați fost invitat și la televiziune, ați vorbit despre ce ramură a business-ului, în ce ramură a economiei, mai bine zis. Am vorbit despre sistem, despre economie în general, despre indicatorii macroeconomici, situația cursului valutar, cam asta. Valeu, 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 cursul valutar. Din ce cauză totuși s-a prăbușit leul? Sunt mai mulți factori care influențează aprecierea sau deprecierea valutei naționale. Atunci când vorbim despre deprecierea semnificativă a cursului, a leului, înseamnă că este o problemă în economie și ea trebuie să identificată și de văzut care sunt soluțiile pentru a regenera situația. Dar n-aș vrea să vorbim acum despre... Să intrăm în mai multe detalii. Deci... Pentru că putem intra deja din economie în politică, probabil. În orice caz, îmi pare rău că economia Moldovei, dacă există astfel de terminologie, economia Moldovei este atât de vulnerabilă încât orice perturbare afectează în mod direct buzunarul nostru personal. Așadar, Grigore, cum ai început? Care a fost drumul tău spre această cameră a tinerilor antreprenori GCI și plus la asta deja ai obținut și funcție de vicepreședinte? Și care sunt obligațiunile dumitale în această organizație? De GCI am auzit de mai mult timp în urmă, deci a fost lansat în luna septembrie, sfârșitul de septembrie 2011. Eu cam în această perioadă am auzit de GCI, dar nu am acordat prea multe atenție. Și într-o bună zi, deci asta a fost mai bine zis în toamna 2013, eu am aplicat ca să devin membru GCI Chișinău și în 2014 eu am devenit membru GCI. Și atât că acum în 2015 eu am devenit și vicepreședinte acestei organizații, ceea ce în primul rând mă bucură, dar pe lângă asta este și o mare responsabilitate. Deci asta este o funcție care implică multă responsabilitate și devotament. Funcțiile în GCI se repartizează conform unei rotații sau conform unor merite speciale? De obicei, deci funcțiile de președinte, vicepreședinte, ele sunt funcții pentru un an de zile, deci un mandat de un an de zile și ele în fiecare an au loc adunări în care sunt aleși următorul vicepreședinte, vicepreședinte și următorul președinte GCI. Ce avantaj ai dumneata personal din cazul aflării în acest sistem GCI? Beneficiile sunt multiple și enorme, ceea ce o experiență care nu o poți acumula în altă parte. Activitățile pe care le are GCI, fiecare membru are ocazie să-și evalueze potențialul să se implice în activitățile pe care le are GCI, astfel să se dezvolte profesional și personal, dezvoltare personală, ceea ce va avea impact ulterior în mediul său de activitate în societate, astfel lucrurile din jur se îmbunătățesc, deci un impact mai mult pentru societate și pentru alți oameni care au nevoie de experiență și cunoștințele pe care le ai tu. Deci faceți și relații și contacte, învățați unul de la alții. Totuși, experiența pe care cu care dumneavoastră ați venit în GCI a fost în domeniul financiar bancar. Domeniul microfinanțării. Microfinanțării. Ce înseamnă microfinanțare? Împrumutăm 10 lei? Împrumutăm 10 lei? Nu. Deci microfinanțarea implică împrumuturi mici, dar pentru dezvoltarea și inițierea afacerilor micro și mici, care implică, necesită sume mai mici de bani și deci investiții mai mici.
cine, ce fel de persoane, cu ce fel de business sau ce fel de business trebuie să aibă astfel de persoană ca să se încadreze în businessul mic și micro-business? Deci mijlociu știu, businessul mic, da, dar micro-business? E vorba de afaceri în agricultură, afaceri în prestarea serviciilor, reparații de încălțăminte sau de reparația hainelor. Există o noțiune de patente, eu mi-aduc aminte. Patente, exact. Deci afaceri, comerț... Individual, într-un fel. Da. Deci poți să ai angajați, dar nu... Deci asta implică deja să fii ca și persoană juridică, dar... Și deja... E mai mult ca și la nivel de persoană fizică, cu patentă, cum ați spus dumneavoastră, dar nu întotdeauna. Deci sunt anumite domenii în economia noastră care poți să desfășori activitate de antreprenor, nu neapărat să ai chiar și aceea patentă. De obicei, agricultorii, ei își cresc producția lor, fructele, legumele, merg la piață, deci ei plătesc piața și prin acesta deja ei plătesc un impozit. Deci ei le-au regăsit acolo. Legislația Republicii Moldova este prietenoasă pentru a dezvolta un micro-business și un business mic? Nu întotdeauna, dar se lucrează la acest capitol și observăm în ultimii ani că deja sunt anumite schimbări. Deci este și un program sau strategie de dezvoltare sectorului mic și mijlociu, care implică sau încearcă să simplifice activitatea pentru a dezvolta acest gen de activitate. Pe asta implică și accesul la resursele financiare, în mod special, fiindcă asta va fi o problemă de stringentă. Orice afacere necesită investiții și atunci când ai nevoie de bani pentru a procura un anumit lot de marfă sau materie primă, capital circulant și așa mai departe, deci ai nevoie de acești bani. Atunci trebuie să știi unde poți să-i găsești, cine poate să-ți împrumute și să-i împrumute la o dobândă avantajoasă. Pentru că orice dobândă mai scumpă de 10% ar implica deja mai multe... Sau un business ilegal, care dă dividende mult mai mari, dar spune-mi, te rog, băncile, cât de voios sau anevoios împart, de exemplu, credite pentru deținătorii de business mic și micro-business? De obicei, asta e principala activitate a băncilor comerciare de la noi, să acorde împrumuturi. Sunt anumite bănci care au programe speciale pentru afacerile mici. De obicei, băncile acordă împrumuturi și mai mari afacerilor mai mari. Dar sunt anumite bănci care se axează pe aceste tipuri de afaceri în sectorul micro și în sectorul micro. Deci pentru ca să îi ajute pe ei să se dezvolte, asta este un... Deci băncile în felul ăsta vine cu un aport în dezvoltarea acestui sector. Dar în mod special de asta se ocupă organizațiile de microfinanțare cu acordarea împrumuturilor pentru acest... Organizațiile de microfinanțare, îmi cer scuze, deci deja nu sunt bănci. Sectorul non-bancar. Sectorul non-bancar, ce înseamnă asta? Deci sunt instituții financiare, dar ele nu fac parte din sistemul bancar de la noi. Deci băncile sunt sistemul bancar, dar organizațiile de microfinanțare, ele nu se regăsesc în acest sistem. Sector. Da, deci ele merg aparte și dacă băncile sunt reglementate de către Banca Națională a Moldovei, atunci organizațiile de microfinanțare sunt reglementate sau monitorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare, CNFP. Cât de activă este Uniunea Europeană în promovarea business-ului mic și micro-business-ului în Moldova? Vin credite, vin tranșe, vin împrumuturi, vin programe. Sunt programe speciale pentru, mod special pentru a încuraja tinerii, pentru afaceri pe care să le dezvolte, să le înțeze tinerii și în mod special în sectorul rural. Deci sunt anumite programe pentru acces la finanțare, chiar și cu titlul de grant. Sunt alte instituții de la noi care creează aceste programe de finanțare. Sume limitate, dar totuși este 15.000 de euro, 10.000. Programe speciale pentru anumite categorii, chiar și în mod special pentru încurajarea dezvoltării mediului de afaceri în rândurile femeilor. Deci sunt doar trebuie căutate, identificate și de apelat la, de aplicat la aceste programe. Posibilități acum sunt mult mai multe. Doar ele trebuie să fie identificate. Camera tinerilor antreprenori GCI poate ajuta și cu astfel de informație? Da,
Da, noi organizăm diferite seminarii, training-uri în care invităm diferiți specialiști din domenii pentru a le vorbi membrilor GCI despre oportunitățile care sunt în sensul dezvoltării afacerilor lor, accesul la resurse financiare pentru dezvoltare, inițiere și chiar și investiții a afacerilor lor. Mult succes, să aveți o conlucrare foarte bună dumneavoastră, GCI, și antreprenorii mici, tineri, care abia încearcă, care fac pași mărunți, dar probabil că după asta o să aibă și niște pași mai siguri în business. Este adevărat. De ce se pune accentul mare pe afacerile micro? Fiindcă aceste afaceri, ele sunt cele care cresc. Și ele de la afacere micro crește spre o afacere mică și medie, chiar mare, dar depinde de domeniul de activitate. Și anume, dezvoltând acest sector micro în cadrul economiei naționale sau sectorului antreprenorial, duce la o îmbunătățire calității vieții oamenilor. Deci oamenii încep să câștige mai mulți bani, folosesc pentru nevoile lor casnice, pentru a-și îmbunătăți condițiile de trai și așa mai departe. Deci, odată ce acest sector va fi susținut, implică un rezultat în timp destul de bun și benefic pentru societate și, în general, întregii economii naționale. Dragii mei, repet, în studioul Național FM este Grigore Vieru, vicepreședintele GCI Chișinău. Grigore, atât de bine te descurci și spui despre microinvestiții, investiții în businessul mic. Am impresia că ai avut afaceri în acest domeniu. Eu am experiență de circa 4 ani în cadrul unei organizații de microfinanțare înainte de a fi angajat în sistemul bancar. Dar pe parcursul anilor m-am inspirat de la unii clienți de-ai mei care cultivă legume pe câmp potejat, adică în serie, și având acasă la părinți o grădină care permitea construcția unei serie, am zis că dă să încerc și eu. Este o afacere mai mult din o aventură, așa să zic, dar nu este activitatea mea de bază pe care eu aș vrea să o fac în este un fel de hobby. O aventură, mai mult să zic. Așa, da. De fapt, foarte multă lume spune că businessul și este o aventură. Alții spun că businessul este business, omul face din interes. Alții spun că este modul de autoafirmare. Ce este businessul pentru dumneavoastră, pentru dumneata concret? O afacere pentru mine este, în primul rând, o posibilitate de a de a mă dezvolta pe mine personal. Deci o afacere implică mai multe energie, mai multe cunoștințe, modul de a te orienta de fel, comunicarea până la urmă. Deci, și astfel, implicând într-o afacere, indiferent ce gen și la ce nivel este, îți implică timp. Timp și trebuie să vezi, să evaluezi cumva capacitățile. Dar permanent trebuie să te documentezi ca să poți să ai succes și să reușești în ceea ce ți-ai propus. Permanent trebuie să te documentezi la toate, care este situația pe piață, care la capitolul legislație, impozite și așa mai departe, astfel ca să nu greșești. Intuiesc că și aici Camera Tinerilor Antreprenori GCI poate servi drept un imbold foarte bun tinerilor, pentru că începe afacerea, dar cât de bine n-ai fi format, cât de bine n-ai cunoaște dedesubturile acestei afaceri. Oricum, o experiență în plus, și am impresia că GCI se împarte cu o experiență destul de voios cu tinerii. Este adevărat. În cadrul activității GCI Chișinău, noi avem anumite serii care noi ne întâlnim, membrii GCI, și împărtășesc din experiența lor. Fiecare dintre noi vorbește despre afacerile lor, despre provocările pe care le au și ce am putea noi ceilalți să învățăm. Deci este un timp de împărtășie când noi discutăm despre afaceri și despre fiecare vine cu experiența lor. Respectiv, fiecare are capacitățile lui, are cunoștințele lui în anumite domenii și, respectiv, atunci când este necesar de ceva legat de marketing sau de identificarea resurselor de finanțare. Deci noi știm cărui membru din cadrul organizației noastre să ne adresăm, cum să discutăm. Respectiv, cum am spus și anterior, organizăm anumite seminarii sau training-uri pentru membrii GCI atunci când este nevoie de discutat o problemă sau alta, le-a învățat pe membrii GCI anumite alte lucruri,
invităm specialiști din aceste domenii. Dar noi, ca și între noi, membri GSI, avem această părtășie, aceste discuții și ne încurajăm unii pe alții, ne susținem. Astfel, suntem, să zic, ca o familie pe care ne susținem și astfel, pas cu pas, mergem împreună înainte spre a atinge acele scopuri și lucruri pe care vrem să le realizăm, nu doar pentru noi personal, dar pentru întreaga societate și mediul de afaceri, în mod special pentru tineri. Cât de numeroasă este familia GSI și cât de simplu sau virgulă complicate de a ajunge, de a deveni membru al acestei camere a tinerilor antreprenori GSI? GSI este o organizație internațională care la moment este prezentă în peste 100 de țări și numără peste 200.000 de membri. Noi suntem aici în Republica Moldova, organizația este relativ tânără. La moment avem circa 200 de membri pe toată țara, dar cât ține de GSI Chișinău, suntem circa 50 de membri. Nucleul, acest nucleu. Ok. Care sunt planurile de viitor, de perspectiva a acestei organizații GSI? Există oare o perspectivă și care sunt planurile dumneavoastră personal pe viitor? Ca și scop și o viziune pe care o are GSI este să devină o cea mai mare organizație internațională și care să aibă un impact. Ca și misiune, GSI are crearea oportunităților pentru membrii și potențialii membrii, de aceste oportunități care să le servească lor, ulterior ei să producă acest impact în societate. Dar care este interesul GSI-ului din toată treaba asta? De exemplu, pui pe roate afacerea cuiva, îl ajuți, dar ce are GSI din asta? Deci este un scop nobil pe care îl face organizația, pentru că noi cu toții ne dorim să trăim într-un mediu mai bun, să trăim într-un mediu în care să putem să ne creștem, să ne dezvoltăm mai bine și să avem, deci, o viață mai frumoasă, o viață mai interesantă și plină de lucruri frumoase. Deci GSI cu asta se ocupă și anume pe planul ce ține de antreprenoriat. Pentru că odată ce vom dezvolta, vom avea impact, vom contribui la dezvoltarea acestui sector din cadrul economiei naționale. Noi credem că tinerii se vor regăsi aici, tinerii vor avea ocupații, tinerii vor putea să se implice și ei, la rândul lor, vor ajuta pe alții care au nevoie. Deci este o investiție pe termen lung în cadrul societății în care noi trăim. Deci o facem voluntariat, facem cu dăruire, o facem fără a avea anumite interese meschine sau altele. Deci o facem din dragoste, o facem fiindcă știm că asta va fi pe termen lung și foarte lung și va rămâne și pentru cei care urmașii care vin. Seamănă a fi așa un sistem american, iar americanii de fapt au demonstrat în timp că tot ce fac ei, fac foarte și foarte bine calculat. De asemenea, voluntariatul, muncă de voluntariat, binevoința dumneavoastră de a dezvolta acest sector a economiei țării, eu știu, vă doresc succes, mult succes. Și care sunt planurile dumneavoastră personal după această zi, de exemplu, la ce lucrați, la ce proiecte lucrați? La moment lucrez la un nou proiect de afaceri legat de pe web. Deci lucrez la un... Nici nu mă îndoiesc. Pentru că cine a spus? Bill Gates a spus, dacă nu ai afaceri pe internet, înseamnă că tu nu ești în business. Ești în business. Deci viitorul afacerilor îmi țin de internet. Deci lucrez la un proiect online ce ține de... destinat pieții auto de la noi, cu o anumită nișă. Deci nu e vorba de piața auto la modul general, dar este vorba de o nișă care... Un segment care lipsește deocamdată. Un segment care îi lipsește și nu este atât de mult explorat de la noi. Deci prin asta vreau să contribui, să ajut ca să beneficiez cât mai multă lume și să fii mulțumiți de ceea ce vreau eu să lansez și le ușurez timpul lor, să le ușurez să le reducă din timpul lor și să le ușureze
activitatea. Văd cât de anevoios dumneavoastră povesti despre acest proiect, așa, dar nu-l dezvoltăm aici. Vă doresc succes. Dacă va reuși, din nou vă aștept la Național FM aici în cadrul rubricilor noastre de interviuri pentru a povesti dacă a avut succes sau nu. Eu vă mulțumesc și trebuie să aibă succes. Altfel. Doamnelor și domnilor, Arthur, nici n-are rost să te bagi în niciun fel de activitate dacă nu crezi că vei avea succes. În studioul nostru a fost Grigore Vieru, vicepreședintele Camerei Tinerilor Antreprenori GCI Chișinău. Toate cele bune, la revedere! Suntem pe aceeași undă, Național FM.